Prețurile cresc mai în fiecare lună, iar oamenii fac provizii pentru iarnă. Lumea a început să renunțe la produsele scumpe în favoarea celor strict necesare. Mulți cetățeni se plâng că prețurile sunt tot mai mari, iar salariile și pensiile au rămas mici. Ce le-au crescut? Ce? Lumina, ceasa și... Că nu mai poți să treabă. Nu știu unde să ajungem, dar noi suntem ce ajungi că... Eu cu leacuri, e cu leacuri, e cu oncul, eu cu astma și băieța bai de capul lor și ei. Of, ce puișor, nu tare greu, tare greu și o pâine undeva coasă plouă 10 lei. Ei, mai mult. Mai mult, că eu nu știu, acum ea mă duc după pâine și luat două, trei grâncuțe, deci așa. Am mâncat, cum spune, cu geamă, bără, cu bor, cu ceva, cu supă, că te uiți gata noi. E că iar trebuie să duci. E scump? Te-ai s-o scunchit, zahăr s-o scunchit, sare s-o scunchit, e scurt, e ca așa. Și cei din sate o duc greu, chiar dacă mai au pe lângă casă animale și păsări. Prețurile sunt mari, dar salariile sunt foarte mici. Dar noi cumpărăm totul. Suntem la țară, tot așa, cumpărăm cum cumpără cei de la oraș. Absolut tot. Femeia spune că s-a pregătit de iarnă cum se cuvine, chiar dacă totul e scump, a cumpărat și a făcut conserve pentru lunele de iarnă. A fost prețul scump, dar așa am cumpărat și am făcut. La iarnă, dacă să ajungem, o să fie încă mai scump, mie îmi pare. Cred că de acum înainte o să fie foarte greu. Dinainte mai mergea, dar acum de-am aud că foarte greu. Lemnele, practic, nu sunt și sunt foarte scumpe, cărbunele de gaztac. Potrivit Biroului Național de Statistică, prețurile medii de consum au crescut cu 24,69% în luna septembrie curent, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Produsele alimentare s-au scumpit cu 24,98%, mărfurile nealimentare cu 17,57%, iar serviciile prestate populației cu 34,90%. În septembrie, cel mai mult s-au scumpit fructele cu 9,2%, legumele cu 4,6% și zahărul cu 4,4%.